știu despre voi, dar în cazul meu, atunci când vine vorba de a alege un cadou pentru persoanele de sex masculin, lucrurile se complică foarte repede. Și știu că știți și voi la ce mă refer. Așa că profit de acest video pentru a veni în ajutorul vostru, mai ales acum că este perioada sărbătorilor și, bineînțeles, perioada cadourilor. Și vreau să vă povestesc puțin despre partea de skincare pentru bărbați. Însă motivul pentru care am ales să filmez acest video nu este neapărat motivul cadourilor sau a Crăciunului, ci faptul că primesc din ce în ce mai multe întrebări de la diverse persoane, fie de sex masculin, fie de sex feminin, dacă produsul XYZ poate fi folosit și de către bărbați. Și vreau puțin să intru în detaliu în ceea ce privește aceste produse de skincare speciale sau nu pentru persoanele de sex masculin. Înainte de a începe, nu uitați că dacă vă place genul de videouri pe care le fac, vă invit să îmi dați un like la video, să îl distribuiți și așa mai departe, astfel încât acest tip de informație să ajungă la cât mai multe persoane care sunt interesate. Să-i dăm drumul! În primul rând, dacă n-ați aflat deja acest lucru, vi-l spun eu. 90% dintre lucrurile care se întâmplă în lumea asta sunt marketing. Ce înseamnă asta? Înseamnă că inclusiv aceste cosmetice speciale pentru bărbați sunt o chestiune de marketing în 99,9% din cazuri. De ce? Pielea bărbaților, într-adevăr, diferă puțin de pielea femeilor. Nu este un lucru tabu sau necunoscut. În schimb, nevoia sau nevoile pielii unui bărbat pot fi aceleași ca și nevoile pielii unei femei. De aceea, răspunsul meu la toate întrebările de acest gen, că dacă un produs se potrivește să fie folosit de către un bărbat, răspunsul este da. Nu știu neapărat dacă există un anumit produs despre care să pot spune că mă, ăsta nu l-aș recomanda bărbaților din X motive. Sunt situații în care produsele cosmetice, eu știu, o anumită cremă, are un parfum mai feminin. Și atunci, da, poate fi ciudat pentru un bărbat să folosească acea cremă, dar nu înseamnă că crema în sine nu îi se potrivește. Există totuși câteva lucruri, reguli poate sau indicații de care ar trebui să țineți cont atunci când fie căutați un cadou pentru o persoană de sex masculin, fie voi, bărbații, căutați un produs pentru voi. Iată care sunt acestea, din punctul meu de vedere. Pot fi mai multe, însă la acestea m-am gândit eu, astfel încât să vă ajute să găsiți produsele potrivite. 1. Pielea bărbaților, în general, tinde să se îngrașe mai ușor sau mai repede. De asemenea, bărbații sunt, cei drept, puțin mai pretențioși în ceea ce privește textura cremelor, produselor. Adică ei, în general, preferă o textură mai lejeră, care să nu se simtă cremoasă, că le știrbește din masculinitate, nu știu exact. Dar, asta ca regulă generală, odată că se îngrașă mai ușor pielea, a doua oară că ei preferă texturile lejere, în general, dacă vă îndreptați spre produse cosmetice pentru bărbați, căutați acele creme, respectiv serumuri, respectiv, eu știu, fluide, cu texturi lejere. Nu cred că am întâlnit până acum vreun bărbat care să zică, mamă, mie îmi place să-mi pun cremă pe față și să fie tot așa super hidratat. Nu. Așa că dacă vrei să mergi la sigur, caută varianta aceasta de produse. Al doilea aspect de care să țineți cont, și noi femeile suntem destul de pretențioase în ceea ce privește mirosul produselor cosmetice, însă bărbații mi se pare mie că sunt și mai pretențioși la capitolul mirosuri.
Asta înseamnă că încercați să găsiți opțiuni de produse cosmetice care fie nu miros deloc, ideal așa ar fi, fie au un miros mai fresh. Pentru că, așa cum spuneam, dragii noștri parteneri de viață sunt un picuț mai pretențioși în ceea ce privește mirosul produselor pe care le folosesc, mai ales că încă sunt mulți bărbați care nu folosesc produse cosmetice, din nou, din diverse motive mai mult sau mai puțin subiective. Așa că, dacă vreți să cuceriți un bărbat cu un produs cosmetic, încercați să căutați unul care să fie, să aibă un miros mai fresh sau deloc. Aici este, de fapt, punctul pe care îl exploatează foarte mult industria cosmetică atunci când vine vorba despre gamele de produse special dedicate bărbaților. Aceste produse au clar miros bărbătesc. Și atunci nici nu este de mirare faptul că aceste produse au într-adevăr succes de cele mai multe ori. Lucrul de care, în schimb, ar trebui să țineți cont în aceste cazuri este că doar pentru că au parfum bărbătesc, nu înseamnă că acele produse sunt mai bune. Nu are nicio treabă mirosul cu efectul lor la nivelul pielii. Dar, din nou, au fost făcute studii, atât studii pe pielea bărbaților, cât și studii pe piață în ceea ce privește preferințele lor, și companiile cosmetice, mai ales cele mari care își doresc să-și lărgească portofoliul de produse, au găsit acele mici diferențe care apar în ceea ce privește preferințele, de fapt, diferite între bărbați și femei. Și nu în ultimul rând, al patrulea lucru de care să țineți cont atunci când cumpărați un produs pentru o persoană de sex masculin este faptul că, spre surprinderea multora dintre noi, pielea bărbaților poate fi chiar mai sensibilă decât pielea noastră. De ce? Pentru că ei de cele mai multe ori se rad, cel puțin în zona asta unde dau cu lama o dată la 2-3 zile, 4 zile, în fine, fiecare are ritmul lui. Zona aceea a pielii, în cazul majorității bărbaților, este foarte, foarte sensibilă. Și spre deosebire de zona T, care este într-adevăr cu tendință mai mare de îngrășare, zona aceasta unde se află barba este cu tendință de uscare, este mai sensibilă, nu suportă chiar orice pus pe ea. Și atunci, cred că aici, de fapt, putem noi să le câștigăm inima. Noi fiind, nu știu, soțiile sau copiii sau mamele sau eu știu ce în relație cu ei. Sau noi, prieteni, cunoștințe, whatever, care ne dorim să luăm ceva deosebit pentru acești oameni din viața noastră. De ce spun asta? Pentru că odată câștigată încrederea unui bărbat într-un produs cosmetic, acolo se termină tot. Și spun asta pentru că am întâlnit zeci și sute de cazuri în care mi se spunea: nu, eu nu folosesc, ce-mi trebuie mie cremă, eu sunt bărbat, numai voi folosiți creme, ceea ce este cel mai mare mit ever, că nu e ca și cum pielea bărbatului nu are nevoie de hidratare. Și după ce am reușit să-i conving, într-un fel sau altul, să folosească o cremă hidratantă, bineînțeles, o cremă potrivită pentru ei, din acel moment au fost cei mai cuminți, cumva, oameni în ceea ce privește rutina de skincare. În concluzie, ca să închei și cu punctul 4, pentru că pielea bărbaților este mai sensibilă în zona asta, încercați să căutați produse mai blânde cu pielea. Și cumva asta face tranziția ușor-ușor înspre idei de cadouri, ce să iei și ce să nu iei
pentru un bărbat. De ce spun că face tranziția? Pentru că știți probabil și voi că 99% dintre bărbați folosesc aftershave după ce se bărbieresc. Lucru absolut normal și util în aceste cazuri. De ce? Pentru că atunci când dai cu lama, iriți pielea și ai nevoie de ceva care să calmeze, care să refacă bariera pielii, pentru că lama aceea, pe lângă faptul că îndepărtează firele de păr, îndepărtează și straturile superioare ale pielii. Și atunci pielea la locul respectiv nu mai este protejată așa cum ar fi protejată în mod normal. De aceea și spuneam că tinde să fie mai sensibilă pielea din acea zonă. Problema cea mare apare atunci când foarte multe dintre loțiunile aftershave de pe piață, ghici ce, conțin o cantitate foarte mare de alcool. Și alcoolul ăla, pe cât este de bun, pentru că atunci când au apărut loțiunile aftershave, scopul principal al lor era să dezinfecteze pielea în urma bărbieririi și să aibă un ușor efect antiseptic. Așa cum ziceam, utilizarea alcoolului în loțiunile aftershave are o explicație bună, logică, cum vreți voi. Doar că timpurile de acum 100 de ani sau 50, o să caut când au apărut loțiunile aftershave, în fine, de acum mult timp când au apărut ele, până în momentul de față, lucrurile au evoluat foarte mult. Și cu toate că înțeleg aspectul poate medical, pentru care aceste loțiuni conțin alcool, nu consider că mai este cazul să se folosească atât de mult alcool în loțiunile aftershave. Pentru că, așa cum v-am mai povestit, alcoolul usucă, deshidratează, irită pielea. Pe moment e super ok, că îți dă senzația aceea super faină de răcorire, mai ales dacă pune și un pic de mentol acolo, se simte fain, miroase super și ai impresia că e exact ce are nevoie pielea ta după bărbierit. Însă, pe termen lung, deshidratează foarte tare și irită și după aceea te trezești cu tot felul de situații neplăcute la nivelul pielii și nu știi de unde provin. Și majoritatea cazurilor pe care eu le-am întâlnit au fost ceva de genul: mamă, mi-e groază să mă bărbieresc, că iarăși mă irit. Și majoritatea bărbaților au impresia că se irită de la lamă. Lucru adevărat, că și de acolo apare iritația, evident, cum vă spuneam, din cauza lamelor care îndepărtează stratul superficial al pielii. Însă, se irită și din cauza faptului că pielea, deja sensibilizată de la lamă, este inundată cu aftershave pe bază de alcool, o distruge și mai tare, o usucă și mai tare, după care iarăși vii cu lama, iarăși o traumatizezi bine, iarăși vii cu alcool și așa mai departe și devine un cerc vicios și după aceea apar toate aceste probleme mai departe la nivelul pielii. So, dacă este într-adevăr un produs cosmetic care să fie special pentru bărbați, acesta ar fi aftershave-ul. Clar, noi ca femei nu avem nevoie de aftershave. Pe de o parte și pe partea ailaltă, mi se pare, iarăși, o idee de cadou foarte bună. Pentru că este genul acela de produs pe care oricum îl folosești, oricum ți se termină, oricum ai nevoie de el, nu e ca și cum poate să zică cineva, mă rog, mai puțin cei care au barbă și nu se rad, dar nu poate să zică cineva că, mă, eu nu folosesc aftershave sau n-am nevoie și așa, spre deosebire de alte produse pe care poate sau nu să le folosească. Și atunci, dacă vine vorba de aftershave, încercați să găsiți acele produse aftershave care, într-adevăr, își fac treaba bine. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, pe de o parte, au ingrediente cu efect antiseptic, poate chiar antibacterian, și în același timp au ingrediente calmante, antioxidante, antiinflamatoare. Toate acestea contribuind, pe de o parte, la efectele de scurtă durată, imediat post-bărbierit,
și efectele de lungă durată, hidratare, calmare a pielii, refacerea barierei cutanate. Și vreau să vă dau și câteva idei, câteva produse pe care eu le recomand după ras, pentru că, așa cum spuneam, sunt foarte multe produse pe piață, cele uzuale, de la, știu eu, de la Nivea sau de la Gillette, gen, care, așa cum spuneam, conțin foarte mult alcool și, din punctul meu de vedere, nu sunt neapărat o alegere bună, deși foarte mulți bărbați le folosesc, dar există opțiuni pe piață care sunt mult mai bune, își fac efectul mult mai bine și, de ce nu, îngrijesc și pielea, până la urmă, ăsta este scopul. Deci, exemple. Începem cu partea de produse, poate, din gama mai scumpă, și anume de la Aven. Este balsamul după ras, este foarte, foarte, foarte bun. Îl am făcut cadou și soțului meu de Crăciun, cred că anul trecut, sau de ziua lui, nu mai știu sigur. Dar oricum, și-a fost chiar mulțumit de produs. Bineînțeles că, na, conține apă termală, care ea în sine ei calmează, dar mai are și ingrediente benefice pe lângă. Asta ar fi o variantă mai scumpă. După aceea, din gama Gerovital for Men, gamă românească despre care v-am tot povestit și pe care vă încurajez să o încercați, este balsamul după ras cu acid hialuronic, care iarăși este foarte fain, are un miros plăcut, nu foarte puternic, este fix ce trebuie și are un preț foarte bun, cred că e în jur de 30 de lei. Tot un produs bun care e pe acolo ca și preț este de la Zaya, balsamul după ras. Are ingrediente bune, nu e nu știu ce, nu vă gândiți nici care dintre aceste produse de tip aftershave nu au ingrediente din alea wow, să zici că mamă ce face ăsta, dar ideea este să nu irite, să hidrateze, să calmeze, să aibă efect antiinflamator. Mă repet, știu. Așa și nu în ultimul rând, o variantă și mai ieftină decât acestea ultimele două este din gama Apidermin for Men. Sunt convinsă că majoritatea dintre voi ați auzit de produsele, sau mă rog, ați auzit de Apidermin, că știți cremele acelea clasice, însă nu cred că știați despre gama de bărbați de la Apidermin. Ei bine, există și aceasta. Există loțiune aftershave de la ei, care este pe bază de alcool, deci nu vă recomand, însă mai există și balsamul după ras, tot de la Apidermin for Men, care acela este într-adevăr cu o compoziție bună și care, eu zic că ar trebui să vă placă și este super ieftin, e până în 20 de lei. Așa că v-am dat toate opțiunile. Eu nu sunt genul de persoană care să mă uit neapărat la preț atunci când aleg un cadou. În sensul în care, dacă știu că un produs e bun, nu contează că e 30-40 de lei și nu e 100. Dar să fie ceva util, să fie ceva fain, poate preferabil un produs pe care persoana respectivă nu l-ar fi cumpărat altfel, poate că nu știe despre el, poate că, eu știu ce, diverse motive. Sau mie mi se pare genul acesta de cadouri mult mai interesante și mult mai utile pentru toată lumea, toată lumea se bucură de ele. Și am încheiat discuția cu aftershave-urile și o altă idee de cadou despre care sunt mai sigură că un bărbat ar fi mai deschis să le încerce, și anume un produs de curățare a feței. Pentru că dacă cumva sunt șanse ca acel bărbat să zică, bă, eu nu îmi pun crem, nu îmi dau cu cremul pe față, las-mă în pace că nu cred în apurările astea, ok, fiecare face ce vrea, deși v-am spus că din punct de vedere al unei rutini de skincare, fie că vorbim de bărbați sau femei, nu ar trebui să difere. Însă dacă vorbim despre genul acela de bărbați care refuză categoric să pună cremă pe față, cel puțin, sper eu, își curăță tenul seara. Din nou, acum, majoritatea probabil că se spală pe față cu apă și săpun sau doar cu apă, însă aici nu ar fi atât de greu să le introduci un produs de curățare a feței. Și atunci, din nou, aici nici nu vreau să vă dau, cum să zic eu, nu vreau să vă dau exemple pentru că sunt enorm de multe produse pe piață.
Din nou, ce trebuie să țineți cont aici este că mirosul primează, așa că încercați să găsiți acele geluri de curățare a tenului, să nu uităm că ne referim la ten, care au un miros mai fresh, mai, un pic mai masculin, mai oceanic, cum vreți voi, și să fie blând cu pielea. Ce înseamnă să fie blând cu pielea? Am explicat în alte videouri, nu vreau să intru acum în detalii, însă un produs de curățare pentru față, sunt convinsă că ar avea un oarecare succes în direcția respectivă și cine știe, poate chiar să fie un pas înainte pentru ca acea persoană, acel bărbat să folosească mai departe sau să încerce și alte produse de skincare. În concluzie, am impresia că am amestecat puțin tel lucrurile aici, dar ce mi-am dorit eu de fapt să obțin cu acest video este să vă explic pe de-o parte de ce majoritatea produselor cosmetice generalmente nu au nevoie să scrie pe ele că sunt pentru bărbați sau pentru femei special, pentru că nu există această diferențiere decât în ceea ce privește marketingul acelor produse și atât. Și dacă totuși vrei să cauți sau să alegi produse speciale pentru bărbați, clar vorbim despre un aftershave, care dacă este bine ales, întotdeauna va face, n-aș spune minuni, dar va face o mare diferență în viața acelui bărbat, și poate un produs de curățare care să îl ajute, nu știu, să-și dea seama că produsele cosmetice nu sunt chiar atât de rele. Însă, și atenție foarte mare aici, din punctul meu de vedere și probabil din punctul de vedere a tuturor celor care sunt într-un fel sau altul, fie pasionați de skincare, fie lucrează în domeniul ăsta de dermato, o cremă hidratantă, dragii mei bărbați care mă mai urmăriți în acest moment, o cremă hidratantă aplicată seara întotdeauna va face minuni pentru tenul vostru. Atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Așa că, dacă aveți mai multe întrebări, vă stau ca de obicei la dispoziție. Sper că v-a fost util acest video. Vă doresc încă de pe acum sărbători fericite și liniștite și cum vă doriți voi, pentru că imediat este Crăciunul. Și să ne vedem cu bine! Vă pup!